consilieri prezente rezultă de din cei 17 consilieri în funcție, sunt prezenți toți 17 consilieri. Rog pe domnul președinte Balcanu să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Supunem spre aprobare procesul verbal la ședința anterioară. Cine este de acord? Abține? Potrivă? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Supunem la vot ordinea de zi. Dacă nu mai sunt în afară de cele 12 puncte. Nu, nu mai este, nu are niciun. Deci, supunem la zi, la ordinea de zi, cele 12 puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am votat cu număr de 12 consilieri. Deci, 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dofteana cu pozițiile 230-231. Materialul. Da, bună ziua și bine ați venit. Proiectul numărul 1 se referă la cele două poziții 230 și 231 cu privire la inventarierea domeniului public. Vă spuneam în ședințele anterioare faptul că o să facem un plan de situație care stă la baza unei documentații, o suprafață de teren din spatele de, cum vă spuneam, care nu poate să facă dovada proprietății SRCFR-le, cu o adresă scrisă, nu poate să facă dovada proprietății și nici nu au lucrurile de proprietății în discuțiile portate cu dumneavoastră. A ieșit o suprafață de 2605 metri pătrați teren intravilan. Drum s-a hotărât în felul următor. De la familia Gavrilă, o roată pe la celelalte proprietăți, pe la Gandea, pe la Gică Barabașa, pe la fata spoială care e acolo și venind în jos, vine un drum pe o lățime de 6 metri. O roată, planul de situație se află aici la mine, pe 6 metri. Și are o suprafață de 2605 metri pătrați. Diferența ce rămâne în interior este o suprafață de 5732 metri pătrați. Atât drum 2605, cât și cealaltă suprafață 5732, vă supun spre analiză și aprobare pentru a fi trecut în inventarierea domeniului public ca teren intravilan și drum de 2605 metri pătrați, iar celălalt 5732 metri pătrați. Precizez faptul că acolo la doamna Spoială, unde mai fost discuții cu domnul Barabașa, Hârbu. În ce scuze, da? Doamna Hârbu. E o suprafață un pic mai mare, dar o trecem tot la drum. Dumnealor, iese din proprietăți, fiecare în drum, chiar dacă este mai dat drum. Și bine. Și iese fiecare în drum. Au acces și cei care vin din spatele gării, mă refer, de la gară, să zic așa, au acces și ceva de la proprietăți, pe drum. Iar interiorul este o suprafață care e posibil cândva să-i dăm destinația de piață săptămânală cu comercializare incendiare și animale. V-am mai spus-o, atunci era în discuție proiectul, cred că v-am spus-o în urmă cu cel puțin 40 sau 50 de zile. Vă rog dacă aveți discuție. Comisia Juridică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind finanțarea unui raport de evaluare a terenului în suprafață de 160 metri pătrați, necesar realizării proiectului modernizare drum agricol de exploatație și drumuri de acces la alte căi de comunicație și agenții economici, Comuna Dofteana, județul Bacău, în vederea despăgubirii proprietarilor cu valoarea rezultată în raport. Materialul. Da. Vă explicam și la ședința de luna trecută, deci vis-a-vis de PECO, acolo la Dărmănești, la domnul Chiafă, avem nevoie de o suprafață să putem să scoatem cu exactitate lățimea drumului. Lățimea drumului are de 4 metri, unde va fi turnat covor asfaltic, și cele două apostamente de către 50 de centimetri, 50 pe parte, 50 pe parte. Am avut nevoie de 160 de metri pătrați.
Acei 160 de pătrați, familia Lupii, din împuternicirea dată de copiii dumnealor, a venit și a cedat din curte, pe toată lungimea curții. Spița se află aici la mine, care doriți, vă urmăresc toată documentația, să vedeți. Cei 160 de metri, fără 19 metri sau fără 20 de metri, nu e exact o prăjână. Nu a fost nevoie să-i mutăm racordul la apă potabilă, să-l mutăm într-o altă zonă, pentru că veneam drumul chiar pe el, apometru și toate cele necesare pentru gospodării, i-am demolat gardul și dumneavoastră a venit la notariatul public și a fost de acord să cedeze din curte dumneavoastră 160 de metri pătrați, de întreaga lungime, deci vine cam un metru și jumătate pe 97,7 metri. Și vine în jur de 160 metri. A fost de acord cu modificarea cadastrului dumneavoastră, mai puțin cu 160 metri. A fost o problemă, pentru că dumneavoastră și-a făcut puz acolo. Era în extravilanul localității și-a făcut puz că îmi bajul a costat o sume mari de bani, iar drumul nostru este în extravilan. A dumneavoastră e intravilan în baza puzului, iar a nostru este extravilan. Da, dumneavoastră, repet, a venit acolo și a dat acordul pentru a putea fi despăgubită, pentru că suprafața este destul de mare și nu știu cine ar dori să-și dea din curtea dumneavoastră. S-a întocmit un raport de evaluare și expertiză de către un evaluator autorizat, în care reiese suma de 1120 de euro, nu? Transformat, vine 51 de milioane în bani. Deci aproape o prăjină. Da. Nu am avut nicio discuție cu dumneavoastră cu privire la valoare. Am spus că valoarea o stabilește în raport de evaluare. Pentru despăgubire, vă propun spre analiză și aprobare suma de 51 de milioane în bani vechi, echivalentul la 1120 de euro și suprafața respectivă de 160 de pătrați să facă parte din cadastrul Unității Administrative Teritoriale Roșneană. Deci până acum era mai mic cadastru. Suprafața este mai mare. În momentul când vom recepționa lucrarea, deci când va fi lucrarea gata, vom trece în inventariere domeniului public întreg drum cu noua trasare, cu noua suprafață. Vă rog dacă aveți discuție. Comisia juridică. A fi favorabil. 15 voturi pentru. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect din hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017. Material. Da. Acest proiect de hotărâre cu privire la impozitele și taxele locale pe anul 2017 a fost comunicat și înregistrat la Secretariatul Unității Administrative Teritoriale aproape cu 60 de zile în urmă. V-am rugat pe toți consilierii să ridicați materialul, să studiați noile impozite și taxe și să venim să le discutăm aici, în Consiliul Local. Din aceste motive, vă rog să discutați pe marginea acestui proiect. Comisia Buget. Comisia dă acord favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, trece. Domnul Pițigure. Domnul primar, la articolul 22, la anul 3. Spuneți, nu am... Sunt taxele speciale. La alineatul 3 spune că neplata taxelor sau autoritatea de pază PSI, la termene stabilite, atrag după sine calculul penalităților. Taxele astea speciale, automat, sunt pentru cetățeni. Serviciul care se face până la 31 decembrie. De ce este nevoie ca după data de 30 să se aplice penalități? Să se aplice penalități. Dar vă informez că nu sunteți documentat așa cum trebuie. Poate. Eu am făcut o întrebare pentru că poate nu am depus informația necesară. Am inspectoarea de la impozite și taxe. Anul bugetar se încheie la 30 septembrie. Da. Deci nu îl stabilește primarul. Deci anul bugetar se încheie la 30 septembrie prin cele două tranșe de plată.
o tranșă până la data de 30 mai. Martie și până la 30 septembrie. Da. Primul trimestru. Și a doua este până la 30 septembrie. Cine nu achită, se percep penalități. Citiți dumneavoastră și spuneți în baza cărui document se percep penalități, dumneavoastră. În baza legii 207 pe 2015, privind codul de procedură fiscală. Bun, domnul Pițică, e dar următorul aspect. Se percep impozite, nu, se percep penalități inclusiv la taxele speciale? Da. Da, se percep inclusiv la taxele speciale. Întrebarea mea este așa, din câte cunosc, la amenzile locale. Amenzi nu, amenzile nu sunt purtătoare deci, de majorare. Deci codul fiscal, nu primarul face lucruri. Deci codul nu s-a dat cine de cum de merge, doamna. Da, vă rog, să văd dacă se referă exact la taxele speciale. Nu exact la taxele speciale. Păi da, domnul primar, pentru că taxele speciale sunt puse de către Consiliul Local, nu sunt puse de stat. Da, domnule, și eu aș fi de acord cu așa ceva. Dar dacă de asta codul fiscal este Biblia administrației... Am înțeles, vreau și eu să văd dacă... Vreau să mă lămuresc să fiu eu pe deplin. Da, domnule. Vă mulțumesc mult. Mai departe. Alte discuții... Doamna Dumnezeu, vă rog să interveniți dumneavoastră părtirii la impozitare. Da, urma să se stabilească pentru terenurile și clădirile neîngrijite cota de impozitare de până la 500%. Se punea problema să se hotărească cât. Spuneți de ce. Deci vreau să vă informez și am spus și la celelalte ședințe ale Consiliului Local, deci începând cu data de 1 ianuarie 2018, persoanele care nu își îngrijesc locuințele, armonios, așa prevede legea, sau nu își îngrijesc terenurile, cu aprobarea Consiliului Local, se poate majora impozitul și taxul de la 100% până la 500%. Până la 500%, lucrul da. Acesta trebuie și stabilit cu un an înainte, deci din anul 2016, se intre în vigoare din anul 2018. Așa ceva stabilește Consiliul Local cât să fie 100%, 200%, 300% sau 500%. Da. Deci asta trebuie să stabilească Consiliul Local. Da. Vă rog, care doriți dintre dumneavoastră să faceți propunerea? Eu aș face propunerea să se majoreze chiar cu 500%, domnul primar. Să nu mai existe lucruri nelucrate, să nu mai existe case, pentru că e efectiv imaginea localității noastre. Vreți să mergem cu maxim. Bineînțeles. Poate așa îi învățăm să-și îngrijească locuințele și pot. Mai pune o problemă. E posibil să nu aibă cu ce le îngrijim acei oameni. Trebuie să ne gândim și așa. Sunt bătrâni. Sunt bătrâni, sunt amărâți. Trebuie să vedem posibilitățile materiale al fiecăruia. Fiecare își pune stabilit. Analizăm și după aceea. Dacă vă uitați pe ordinea de zi, ieri m-am uitat la județul Iași, vedeți că tot astăzi discut așa ceva. Și a fost propus în proiectul de hotărâre tot 500%. Am văzut timp. Eu nu vă spun nimic. Puteți să lăsați așa, așa. Cum doriți. Eu am făcut o propunere. Acum Consiliul Local puteți face așa. Colaborarea între privat. Există un... Nu poate mai sunt persoane care pe care Gigel, faceți o propunere. Dar vă rog foarte mult să vorbim. Ați făcut dumneavoastră propunere cu 500. Am făcut 500. Următoarea propunere. Și se supune la vot. Și eu propun procentul minim de 100%. Deci la fel cum este acum. Da. Cu 100%. Acum așa se interesează. Cu 100% nu dă niciun randament. O să înțelegeți. Deci legiuitorul cu stabilit în baza codului fiscal se majorează pentru a-l determina pe proprietar ca să-și îngrijească locuința, pentru a-l determina să-și întrețină terenul. Uitați-vă pe Râncani, pe Dofteana și Darmănești, nu fac acolo post în toamna asta, poate a fost un incident. Dar vă spun cu siguranță, sunt proprietăți care au 4-5 ani care nu-i post. O să vedeți, poate săptămâna viitoare sau mai târziu, nu putem să avem liniște acasă, cei din Comitetul Local pentru Situații de Urgență, că cineva se găsește ca să incendieze. Da. Anume. Pentru că o parte l-au trecut la apă, sau chiar dacă nu l-au trecut la apă, îl incendiază și atunci provoacă altceva. Trebuie să inducem mai multe mașini de pompieri la loc de fapte. Trebuie să vină serviciul voluntar pentru situații de urgență să ne deplasăm acolo. Trebuie să vină ISU-Bacău. Așa. Iar celelalte locuințe, să știți că pe cei care i-am identificat, vă rog un pic de liniște, pe cei care i-am identificat de tipul Guba și Bogata, ați văzut pe demolată, domnul consilier, da? Cu mai multe presiuni, ați spus, și așa e demolată pe sfertul. O demolată, dar acum că nu vrea să mai ia pământul de acolo, să ne ducem iar la poartă, probabil o dată. Așa, celălalt acolo unde o cumpărat de la cooperație, cine o cumpărat de acolo, o promis că o face cât de repede. La doamna Găboriș Reta din centru ne-am făcut scris. La blocul din vecinătatea noastră de aici ne-am făcut scris, am luat toți locatarii.
La complexul fostul Max, și despre cine este vorba, am făcut scris la lichidatorul judiciar, faptul că sunt în insolvență societățile respective și am făcut cunoscut, o să sparg geamurile și să fac mai multe, pune în pericol atât sănătatea populației, cât și clădirea respectivă poate să devină un pericol, în caz, Doamne ferește, de o calamitate naturală. Deci vă rog să analizați. Da, e și bătrân la 100%. Se revede la fel sau se dublează? Semeș și... Până la 500%, dacă... 500% înseamnă de 5 ori. Și bătrân asta, asta chiar nu are 500%. 500%. 100%. Dacă faceți 200%, e dublu de cum e acum. 300 e triplu. Nu e adevărat. 100% se dublează. Deci majorare cu 100%. Se dublează. Se dublează. Vorbim de majorare. 100% se dublează la 5 ori. 100% de 5 ori. Da. 100% îți dublează. Da, dacă acum se impozitează 100% înseamnă încă o dată. Da, 100% se dublează. Iar 100% se dublează. Se dublează. 100% nu dublează. 100% dăm exemplu. Dacă dumneavoastră plătiți la casă impozit 10 lei și cu 100% voi plătiți 20 lei. Înmulțit cu 100%, tot 10 lei plătiți. Păi încă 10 lei. 200%, 200, 300 lei. Încă 10 lei. Eu 100% se recunibază. Vorba de majorare. Mai pune 10 lei, nu rămâne așa. Cum să rămână așa? Nu se pune 10, spune un lei. 10 lei, da? Nu se dublează. Se dublează. Auziți, 100%. Consiliul local este partea deliberativă. Conducerea administrativă este primar, viceprimar, secretar. Iar executivul știe ce are de făcut. Dacă o greșit, când vine curtea de conturi, dă bani. Știe ce e. 100% e odată. 100% e odată. 100% stai și vrează. Propuneți dublarea impozitului. Da, asta e. Acum specific cu 100%. Înseamnă încă o dată că se dublează. Da, corect. Dublează, nu rămâne. Nu propus nimeni lucrul ăsta. S-a propus 100%, s-a propus minimul. Să vedem. Deci nu vorbim așa, dar vorbim n-am făcut nimic. Da, sunt cazuri speciale, cum e bătrâna aia între Semeș și aia chiar cu căsuța aia. Tante Ileana. Tante Ileana lui Matei sau cum o cheamă lui Sai. Nu știu. Deci codul fiscal nu face niciun fel de cred, asa. Cred. Tante Ileana nici de nimic. Am înțeles. Asta... Mai sunt propuneri? Deci avem 100% și 500%. Mai sunt și alte propuneri? Deci pot fi discutate, destul de clar. Deci pot fi discutate, dar nu putem să facem niciun fel de derogare cu privire la anumite persoane. Deci trebuie să determinată moștenitorii sau chiar dumneaei, doamna Reta, o venit aici, am avut o discuție și a spus, domnul primar, anul viitor o fac. Noi te-am informat în conformitate cu codul fiscal cu un an de zile înainte. Vreți sau nu vreți, deci lucrul ăsta se va întâmpla. Discuții vă rog. Eu spun că cei care nu își îngrijesc gospodăria sau terenul, în general sunt oameni necăjiți. Și oricum va plăti cu toți. S-au plecat. S-au plecat și nu au venit de mătățare. S-au plecat, plecat cu toți. Dacă ai pus 100%, oricum nu plătește. Nu este adevărat. Deci, acel care e pus indiferent cât ai pus, nu vorbesc de 100%, că nu mă problemă. Eu vorbesc de următorul aspect. Odată, într-o zi, va plăti. Un moștenitor va plăti. Deci când persoana respectivă, tante Ileana, cum a spus, decelează, să presupunem, rămâne cineva aici să dezbată moștenirea. Nu acum, vine un nepot, o lucrat prin străinătate sau nu lucrat și vrea să-și reconstruiască acolo construind. Poate ea se autodemolează natural. În momentul când a venit să-și dezbată moștenirea, prima dată scoate anexa 24 de starea civilă și scoate un certificat fiscal. Dar nu se achită datoriile din urmă, nu poți să scoți certificatul fiscal. Poate peste 10 ani să-l dăm lucrul ăsta. Dar nu să vă gândiți la faptul că acele datorii care sunt în istoric vor rămâne neplătite. Le va plăti nepoți de trănepoți. Poate nici nu mai convine și mai multe de ceva. Da, dar asta să... numai cine face ea să ia la bătrânii. Vreau să spun o întrebare. Cine o să stabilească? Vreau ca să dublarea sau... Nu e stabilit. Nu e stabilit. Da. Deci codul fiscal. De exemplu, dacă poate o buriană în fața... Hai, dar hai să nu, vreau să zic o buriană, dacă, dacă, comisii, dacă la mine în față există o buriană și eu nu-mi îngrijesc locuința, da.
puterea executivă are poliția locală, vine să-l avertizmeze și apoi te sancționează. Nu discutăm despre așa. Discutăm despre terenuri și clădiri neîngrijite. Ce înțelegem cu, prin așa ceva? Le-am făcut scris tuturor locatarilor la bloc. Blocurile din centru și de aici. Le-am afișat pe scară sau le-am trimis la fiecare în parte. S-au dus referentul agricol sau cine s-au dus la impozite și taxe și l-au dus la cunoștință. Dar putem să stăm așa cu blocul din fața primăriei de aici? Evident, în felul ăsta? Putem, faptul că s-a dărâmat un coș de fum și a venit pe o mașină, cu ani în urmă și cu o zi înainte le trebuie să scris, să-și îngrijească coșurile de fum. Vine pe un copil, vine pe un bătrân, vine în cap la oricare persoană ar fi. De pe coșul de fum sau vine o țiclă sau vine un burlan. Sau uitați-vă dumneavoastră pe un tunel din burlan, există o mică rachetă crescută, are 80 de centimetri. Ce aspect dăm? Casă de cultură nouă, grădiniță nouă, primărie reabilitată, parc de agrement în fața primăriei și avem o clădire care nu îi face cinstea. I-am atenționat în mod respectuos pe toți cei care locuiesc acolo, așa cum s-a făcut și la celălalt bloc din centru, să facă de așa natură să reabiliteze. Și reabilitatul înseamnă la exterior. Deci chituit și tencuit acolo unde este nevoie și dat cumva, atât la exterior cât și la interior fiecare au îngrijit, iar apoi să pună mână de la mine că fiecare dintre dumnealor au cote indiviză. Atât jos la subsol, cât pe casa scării și sus la acoperiș. Să-și schimbe acoperișul. Deci nu se poate așa ceva. Iar codul fiscal, să știți dumneavoastră destul de clar, că se referă la ăștia care nu își îngrijesc locuinții, la cel care are o globă de ieșită în fața porții. Vă rog să înțelegeți. Trebuia să stabilească o comisie, bănuiesc. Nu, deci, dumneavoastră consiliul local, stabiliți. Quantum. Acum, cât se va interesează? În urma ședinței Consiliului Local le mai facem cunoscut încă o dată în ianuarie 2017 și știe ce va aștepta începând cu 1 ianuarie 2018. Asta vorbim. Mai mult de acest. Mai sunt discuții? Două propuneri. Supunem la vot cele două propuneri. Cine este de acord cu mărirea de la până la 500%. Două voturi pentru. Cine este împotriva mării impozitului 500%? Deci a spus prima întrebare. Cine este de acord cu 500%? Da. Cine s-a dat un vot? Bun. Ceilalți asta înseamnă sunt împotrivă, nu? Da. Acum puneți la vot. Supun la vot cine este pentru majorarea impozitului cu până la 100%. Cu dublare. Cu dublare. 100% sau dublat. Cine este pentru? Deci 15, nu? Da. 500%, 2. Și cu 100%. Deci asta este un articol. Deci rămâne să le discutăm pe celelalte. Da, continuați, mai departe. Deci la proiectul numărul 4. Nu, pe de-aia impozitele și taxe nu, nu costă numai nici ce ați făcut dumneavoastră. Și celelalte taxe. Doamna Zăbărână, vă rog să mă urmăriți. Da. Vă rog să lămuriți cu zona A, cu rangul 4, cu rangul 5, zona A și B. Da. Deci, conform legii 359/2001, satul Dofteana, fiind reședință de comună, este încadrată în rangul 4, iar satele componente sunt încadrate în rangul 5. Până anul acesta au fost două zone stabilite la nivelul comunei, zona A și zona B. La rangul 5 au fost cele două zone. La rangul A 5 și B. A și B. La rangul 4, care este reședința de localitate, deci satul Dofteana, era la rangul 4. Singur, satul Dofteana, reședința de comună. În partea altă, rangul 5, cele două categorii, A și B. Care făcea parte? Bogata, Hăgheacu, Cuiesc, Larga, Ștefan Vodă și Seara. Da, doamnă? Da. Bun. La rangul 5, categoria A, cine era? Bogata și Hăgheacu. Corect. Ce ați propus dumneavoastră? Trecerea celorlalte sate la zona B la zona A. Cum cine sunt celelalte? Cu Cuiesc, Larga, Seara și Ștefan Vodă.
Deci să se alinii la Hăgheasă și la Bogata. Și la Bogata. Așa. Și celelalte sate. Din categoria B să intre în categoria A. Categoria A, da. Bun. Cine vor fi satele defavorizate, să zicem așa, impactul? Impactul va fi asupra satelor Cucuieți, Larga, Seaca și Ștefan Vodă, unde se majorează impozitul pe clădire datorită coeficientului de corecție crește de la 1% la 1,05% și impozitul pe teren curs construcții, unde prețul pe metru pătrat este mai mare în zona A decât în zona B. Bun, vă rog să faceți, să dați un exemplu. Adică o clădire în suprafață de 80 de metri pătrați, am luat așa o medie a construcțiilor la nivel de comună, din cărămidă, împreună cu suprafața de 200 de metri pătrați de curtică, cam atât a declară omul curtii la primărie, plus până în 400 de metri pătrați din intravilan, care se calculează tot ca și curte. Nu depășiți momentul, vă rog. Încă o dată, o casă de 80 de metri pătrați din Bolțari, da, cărămidă, zidărie, da, da, și o curte de 200 de metri pătrați, față de cât plătea înainte, cât plătește acum? Cam cât dă mai mult? Păi mai mult dă 12 lei, aproximativ. 12 lei. Da. Deci vă rog să înțelegeți. Deci o casă de 80 de metri pătrați, 10 pe 8, 80 de metri pătrați, și o curte de 200 de metri pătrați, va fi impactul de 12 lei pe an. Plus. Plus, pe an. Da, de an. Cei 400 de metri pătrați, care încercați să vă explice doamna inspectoare. Deci, începând cu 1 ianuarie 2016, din total teren intravilan, 400 de metri, se face calculul la teren curs construcții. Cum ar face parte din curtea ta, din ograda ta. Așa e din 1 ianuarie, așa s-o calcula de aici. Deci, impactul va fi de 12 lei pe an. Pe an. Punct. Deci oamenii vor da mai mult cu 12 lei pe an la o curte, așa cum am explicat. Dacă o are mai mică, o să avem. Ce vor mai da oamenii în plus, doamnă Zăvărean? La gunoi. Deci taxa de salubritate de la 89 de lei pe an, de familie, conform master planului, crește la 93 de lei. Deci cu 4 lei. Cu 4 lei. Deci 4 și cu 12 vine cu 16 lei pe an. Sper că m-ați înțeles, am fost destul de am înțeles foarte bine. Mai departe, vă rog să citiți din master plan. La 100 de lei, la 1 milion, va ajunge taxa de salubritate în 2019. Deci în 2019 va ajunge la 1 milion. Dar, începând cu 1 ianuarie 2018, se vor calcula toate impozitele și taxele, inclusiv acele speciale. Deci, spun acele speciale, știți de ce? Prin urmare a faptului că se va calcula cu indicele de inflație. Deci, până acum nu a fost, dar din 1 ianuarie 2018, inclusiv taxele speciale, se vor calcula cu indicele de inflație și asta înseamnă că nu în 2019 vom ajunge la 100 de lei. Vom ajunge, teoretic, 100 de lei, dar calculând și indicele de inflație. De regulă, indicele de inflație cresc sau scad. Nu poate să fie. E adevărat, doamna? Da, zice cu indicele pozitiv, dacă este creșterea indicelor. Deci, Institutul de Statistică ne comunică în fiecare an, în luna lui ianuarie, indicele de inflație. Rămâne așa. Da? Da. Așa. E posibil să crească, e posibil să scadă sau să rămână așa, dar nu sunt creșteri nesemnificative, deci mari. Dar s-a adunat acum 2 lei sau 3 lei, probabil, probabil. Mai departe, doamna Zăvărean. Aș vrea să trecem și după aia, și dumneavoastră aveți, eu aș vrea să vă lămuresc pe cât posibil să înțelegeți fiecare. Aș vrea să stăm de vorbă un pic cu privire la taxele agenților economici. Da. Vă rog să-mi spuneți și mie, am și eu scris aici, mi-am notat. În anul 2007, vorbesc din 2007, din istoric, era taxa de bar, da, doamnă, și de restaurant, și de restaurant 500 da. De lei. Taxa de, taxa de restaurant, 3000 de lei, deci 30 de milioane era în 2007, restaurantul, și barul, 5 milioane. Între 500 și 2000 de lei. Bun.
Când am venit noi în anul 2008, am făcut un felul următor. Am trecut așa. Restaurantul 500 de lei. Cred că aici ați greșit. Nu, în 2009 și 2010 au fost restaurantul 800 și barul 500. Deci de la 3000 de lei, de la 30 de milioane, l-am adus la 800, 8 milioane, da. În 2009-2010. Și barul? La 500. 500. Iar din 2011 și până în prezent, restaurantul e 600 și barul 300. Deci am mai scăzut de la restaurant încă 200 și am venit la 600 și barul? 300. Bun. Revin să vă explic. În baza codului fiscal apărut la 1 ianuarie 2016, restaurantele care depășesc suprafața de 500 de metri pătrați sunt obligate să plească 1000 de lei, deci 10 milioane în bani vechi. Iar, e așa, doamna... 2000, care depășesc restaurantele, care depășesc suprafața de 500 de metri pătrați, 2000. Așa. S-a stabilit. Că era până la 4000 de lei, spunea codul fiscal. Și noi n-am mers cu. Și cere până în 500 de metri pătrați, mă refer? O rămas 600, o rămas 600. În localitatea noastră nu face obiectul. Deci nu avem restaurant. Pardon, mai mare de 500 de metri pătrați. Și atunci rămâne stabilit cât? 600. Pentru restaurant. Pentru restaurant. Și pentru bar? 300. Pentru bar 300. Sub 500 de metri pătrați. Sub 500 de metri pătrați. Mai departe, vreau să vă întreb așa, despre taxele de pășunat. Taxele de pășunat le-am propus la nivelul anului 2016. Ele nu au mai fost majorate din 2012. Au rămas la fel. Vă rog să dați și deci din 2012 nu ne-am majorat. Vă rog să dați și deci. Să citesc taxa pentru fiecare... Da, pentru fiecare categorie. Da, pentru... Oaie adultă... Da, pentru o bovină adultă și o tineret bovin, 20 de lei. Pentru... Pe an. Perioada pășunatului, da. Pentru cabalină adultă și tineret cabalin, 20 de lei pe an, deci la fel ca la bovină. Pentru o vină adultă și o caprină adultă, 7 lei. Iar pentru tineret ovin și tineret caprin, 5 lei pe an. Da. Deci acestea sunt taxele de pășunat. Nemodificate din 2012. Da. Vă rog foarte mult să faceți calculul. În baza codului fiscal din 2016, 1 ianuarie, agenții economici erau taxați cu suprafața care își desfășoară activitatea economică și o categorisită rezidențial și nerezidențial. Rezidențial, în condițiile în care o persoană are un magazin în casa lui proprie, e așa, doamnă? Da. Deci, diferența de casă, tu ai 4 camere și o cameră ai destinat-o pentru comerț. O amănuntul sau mai destinat-o. Cele 3 camere este rezidențial și se impozitează în conformitate cu legea. Da. Cealaltă cameră se impozitează cu cât? Cu, până acum, anul ăsta au fost 1,2 și s-a propus 1% de la anul. Deci am propus acest proiect de hotărâre. Anul trecut s-o calcula cu 1,2. Anul acesta vă propun pe analiză și aprobare doar cu 1. Sper că m-ați înțeles. Vă rog să continuați, doamna inspectoare, și să dați exemplu localităților de la Onești până la Ghineș. Da. La Dărmănești e 1,3. Noi am avut 1,2 și propunem 1%. La Comănești e 1,5. La Mâinești 1,3. La Olești... Un pic de pauză. Era maximum codul fiscal 1,3. 1,3. Iar Comănești la 1,5. În baza cărui document? În baza codului fiscal, care permite majorarea până la 50% de către Consiliul Local. Mergeți mai departe. La Onești 1,2%. La Asău 1,3%. Agășu-i ca noi, 1%. Deci v-am dat mare de exemple. Din localitățile limitrofe nouă, toți au mai mult ca noi. Din câte localități o știți până în prezent și puteți să verificați și dumneavoastră pe internet, noi avem 1%. Mai puțin decât noi nu are niciun. Dacă aveți discuții, vă rog. În privință de taxa locală, la clădiri, nu o să referă. Unde? La clădiri. Da. E una poziționat pe SEA, ca în fondul SECI, și
alta cred că este domnul Pițigoi la Șoseaua Națională. Mă refer la un om chiar care face naveta. El face naveta la servici, plătește ce ești taxă. Dar el până să ajungă în direcția lui domnul Pițigoi, el cheltuiește un ban. Și l-a dus și l-a venit. Și pentru copii la navetă și pentru tot. Eu nu prea văd corectă taxa. Păi, dar nu este egal. Nu e egal. Nu, deci, o propus-o doar. Rangul nu stă. Rangul nu stă. Este impozitat, este reședință de localitate. Rangul 5, categoria B, a trecut în A, cum are și cel din fundul Bogăță, cum are și cel din fundul Băgeacului. Nu-i clar? Deci asta s-a mai avut probleme, problemele, după părerea mea, ar vă spun partea de altă. Cel care stă sub osoi. Acolo e problema. Nu trece microbus, nu trece alte autovehicule, nu trece bărățul de lemn, pune în 4 ca să poată să ajungă la casă și plătește rangul 5. Rangul 4, cel mai sus. Exact. Care este diferența între ăla de sub osoi și celălalt de pe Valea Podului sau din fundul Lărgii? Spuneți. Dumneavoastră deliberați. Da sau nu? Vă rog să vă ascult. Discuții. Hai că eu nu pot să-i spun atât cât stau unde stau. Cei din alte sate care credeți că sunteți. Și aveți probleme astea. Nu, dar dumneavoastră nu reprezentați numai unii stați. Ba da, da, domnul primar, ce se întâmplă? Problema s-ar pune, problema s-ar pune și la, de exemplu, la Cucuieț, de exemplu, da? Tot ceea ce e asfaltat, să zicem că intră în rangul 5. Dar cei care nu au asfalt, cu toate că mare majoritatea aproape au asfalt. Rangul 5 e deja în zona A. Păi nu, în zona A, să zicem, da. Pentru ea s-ar pune problema de impozitare, poate puțin mai vorbim de sate, deci nu e. Păi de sate, domnule. Am înțeles. De sat, păi nu pot. Deci aici e discuția. Mai mult asfalt era cu Cuiezi decât pe Oftea. Da. Da. Așa e. Și mai vei la ei. Sate și mai mare, dar sate e mai mare. Ofteana prinde și o parte din seara, domnule. Până în pantă la Gărbena. Este 1,1 km până în pantă. Da, da, da. 2 km 900 sunt până la ultima dată, da? Deci aveți 1,1 și cu 1,720 pe Ștefan Vodă. Ștefan Vodă și Ștefan Vodă. E tot aici, tot la nu mai pune drumul județean care are 4 km, nu? Da, apoi chestia e... Mai dă, mai dă, mai să sperăm că va fi mai bine. Mai de asfalt. Da, sper să stați la voi. Domnul primar, ce vreau să vă întreb eu? Capășunat. În momentul când se calculează ce cap de bovine, ovine, vin pe hectar la Pășunat? Se știe treaba asta? Da, se știe treaba asta. Eu nu, da, tocmai din cauza asta. Cam cât ar fi pe fiecare hectar? Deci de la Registrul Agricol vă pot comunica exact în scris. Dacă dumneavoastră îmi faceți o adresă scrisă, da? Vă dau exact. Există un catalog acolo. Așa. Și n-aș putea. Cât e voi, cât e animale, cât e voi și ce mai departe. Dar din experiență și din ceea ce știu sunt mult în alte localități, cei care își desfășoară activitatea și au contract de administrare a pășunilor, cum este în alte localități, deci au făcut pe un anumit număr de hectare, o anumită suprafață pe un număr de animale. Da. La noi s-a dat încă din anul 2007 contract de administrare a pășunilor și funcționează și anul ăsta inclusiv, nu știu, cred că mai are un an sau maxim doi, de oricum în mandatul ăsta se expiră contractul și atunci e posibil să-l împărțim și noi în același fel. Dacă nu se modifică legea, s-a modificat și anul trecut, apoi iarăși s-a abrogat, acum funcționează așa. Dar noi am separat de așa natură, bovinile separat, ovinile separat. Nu poate în același loc să fie ovina cu ovina, nu are cum. Suprafețele sunt destul de mici, mă refer la ovine, în comparație cu ovine avem. Oricum, în localitatea noastră sunt aproximativ 7.000 de oi. Aproximativ 7.000 de oi. Da, și dar vă vorbesc așa, 7.000 de oi, dacă cu tot cu Cucuiesc. În situația în care 2.000 și ceva de hectare, dacă sunt bine, nu știu ce, aveți în slab, nu? Da. 1.400 și ceva. Da. Haideți. Hai să-mi discuții. Da, vreau să întreb un pic, cu izlazul respectiv, care noi împăcăm oi în capurile astea, el e dat în unei asociații care îl întreține. De ce nu facă asociația, adică
pentru minimă, ca să știu. De ce nu fac ei? De ce nu pun ei prețurile? Pentru că ei primesc un ban de unde îl primesc și întrețin izlazul și mă gândesc că iar avea voie să pună prețurile respective. Da. Altceva. Altcineva. Ca să asta vorbesc o dată. Da. Uitați ce este vorba. Primăria Comunei Dofteana are dată la administrare 549 de hectare de izlaz. Diferența noastră până la 1100 de hectare e primărie. O parte este de lemn cu vegetație silvică forestieră și o parte este tot izlaz împădurit sau tufăriș, cum se spune, da, care oile și caprele celor care se duc acolo nu paște numai la el pe 500 de hectare. Paște și pe suprafața noastră. Vă dau exemplu. La larga pe grâu care a fost acolo sunt 155 de hectare care primește asociația și de fapt și de drept sunt 280 de hectare. Deci 130 de hectare în plus. Vă întreb, noi luăm pe suprafețele noastre, ei primesc bani pentru întreținerea suprafețelor cu pajiște. Cu ce le întrețin? Tai tufărișul, ce mai fac acolo? Nu îi verificăm noi, nu-i controlăm, noi trebuie o comisie din Consiliul Local, duce până acolo, să încheie un proces verbal și dumneavoastră își ia bani. Nu trec bani prin instituția noastră, n-are nicio legătură. În fiecare an, și anul ăsta a fost verificare de la APIA, și în fiecare an le taie câte 20-30 de hectare. Pentru că s-au închis, nu ia umbră. De la 110 hectare la Nemea, au rămas 8 hectare. Deci, diferența s-a împădurit. Oile, când se duc pe 8 hectare, nu paște noi pe 8 hectare unii. Unii întreține, unii au... Intră și prin pădure. Despre asta vorbim. Și atunci, cum putem noi? Deci, dumnealor, acum le-a intrat, m-am interesat și eu așa, 1.200.000 și ceva. Atât au. Întrebarea mea este așa, primește 1.200.000, nu? Și atunci, ce ar trebui să facă? Să întreține izlazul, când îi dă statul banii. Dar nu izlazul nostru, noi l-am dat în administrare în condițiile astea. Și pe diferența de suprafață, noi împăcăm animale așa cum le vedeți. Pe diferența de suprafață, dar împacă și ei, pentru că la un moment număr de animale. Ei nu poate să stea în asociație fără n-au. Când le-au impus 5-600 de ani, nu știu de animale. Au o și mai... mai plătesc la primărie? Ei plătesc 700 și ceva de impozitul milioane. Impozitul pe terenul care... Doamne, impozitul pe teren. Impozitul pe teren plătesc. Și ceva, da. Inclusiv în pacatul animal. Da. Mulțumesc. Da. Da. Mai departe. Discuții? Deci, dacă concluzionăm. În Dofteana sunt două zone de impozitare. 5, 4, Dofteana, satul Dofteana. Până anul ăsta sunt două, A și B. La rangul 5. Doamne, ascultați-mă puțin. Satul Dofteana este în zona 4, rangul 4, da? Da. Celelalte sate au fost în rangul 5, da. Și se vine din zona B în zona A cu toate. Da. Impactul ar fi de 12 lei, am înțeles, aproximativ, pe, pentru cei care vin din zona B în zona A. Deci asta ar fi concluzia, am înțeles. Da, am da, întrebat ca să mă fost, clarific înainte de a vota. Dacă ați fost foarte bine atenți, impactul gunoi se operează din altă parte. Dacă am încasat la gunoi pe persoană, vă întreb cei cu 4, cu 6 persoane cât ar trebui foarte să dea. Apropo de cei care a spus că nu își îngrijești casele cei care sunt năcăjiți, l-am băgat, l-am distrugit total pe ăla, da? Nici n-am încasat bani. Nici n-am încasat bani la nimeni. Și iese de acolo și mai iese de la 1,2, a răspuns doamna Zugureanu, revenim la 1. La 1, da. Am echilibrat ca impactul bugetar să fie echilibrat, să nu dea mai mult om acomodat anul 2016. Am o mică diferență. Da. Deci nici nu puteam scade în bugetar, nici să crește nesemnificativ. Să vă mai spui și partea alaltă, de unde se mai poate recupera și vom crește impozite și taxe după următorul program pe care l-am gândit eu. Și vă spun că să-l și știți. Deci am făcut apel la toți cei dintre Dofteana și Dărmănești, atât pe o parte cât și pe cealaltă, în scris pe postul televiziunii la primăria orașului Dărmănești să vină și să înregistreze suprafețele de teren de la care sunt din Dofteana și Dărmănești, că sunt foarte multe, dar ei sunt înregistrate la Dărmănești. Deja au început să producă efecte și vine și înregistrează foarte multe. Iar cei care le facem cadastru sistematic și foarte mulți la hotar cu noi, sunt din Dărmănești, vin la noi și plătesc impozite și taxe la noi. Iar cei de la Bogata, care au discutat în proiectul de data trecută,
i-am identificat și vreau să vă spun că am înregistrat câteva hectare până acum, până astăzi. Deci până la fântână la Bogata s-au înregistrat vreo 4 hectare până astăzi, care nu erau înregistrate. Și s-au înregistrat teren cu vegetație simplu forestieră, teren arabil și diferența impactului bugetar iese de aici. Mă înțelegeți dumneavoastră? Deci, atâta timp cât se investesc banii europeni și noi depunem eforturi deosebite și turnăm asfalt în zona din Dofteana și Dărmănești, ca să o numim așa, o șosea de centură a localității Dofteana, venim până într-un punct, dar trebuie să facem efortul să o aducem până unei. Așa? Va fi o șosea de centură. Iar cei care au aflat din zonele vecinilor noștri au început să vină. Cumpără terenuri, au început să-și facă cadastre, ei dinainte, vin cu adeverință de la Dărmănești și o înregistrează aici, dar conform codului fiscal nu se impozitează de 5 ani în urmă, pentru că fac dovada faptului că au avut înregistrat acolo și aici. Și vor fi noi contribuabili la bugetul local. Noi suntem în perioada în care identificăm, ducem la parte la dumneavoastră și în mod obligatoriu trebuie să vină la noi. Deci impactul bugetar vă asigur că l-am stabilit de așa natură de nu pierde nimic. Da. Mai departe. Mai sunt discuții? Nu. Dacă mai sunt discuții, să trecem la vot, la proiectul numărul 3. Sau îl aprobăm și pe 4 odată? Între mine și dumneavoastră există un raport de colaborare. Sigur. Dumneavoastră, deliberați. Eu am întrebat pe toată lumea. Privind aprobarea și taxele de plășunate, la proiectul numărul 4. Da. S-a discutat deja. Deci, cine este pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv cele depășunate pentru 2017? Pentru 34. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. S-a votat un număr de 17 consilieri pentru punctele 3 și 4. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și stabilirea pentru anul 2017 a taxei pentru întreținerea și utilizarea drumurilor comunale de către autovehiculele de mare tonaj. Materia, vă rog. Da, doamnă Zăvăreanu, tot urmează să vă dau cuvântul. Da, s-a propus ca taxa pentru întreținerea și utilizarea drumurilor comunale pe anul 2017 să se mențină la nivelul celor din anul 2016. Deci, autovehiculele rutiere care transitează localitatea noastră a fost stabilit începând cu 1 ianuarie 2016 taxe. Dar să știți că cei care transitează, după diferite mărfuri, din bazinul de exploatare forestieră, sunt care transitează o zi, două, o săptămână, o lună sau mai mult. Taxele de 1 ianuarie 2016 le-am fixat care dorește să plătească pe o zi, atât ne folosește de o zi, care vrea pe două, care vrea pe o săptămână, care vrea pe o lună. Și sunt acele taxe care au fost aprobate de Consiliul Local din anul 2015 și ele au intrat în vigoare în anul 2016. Nu se majorează cu nimic. Dacă aveți discuții. Comisia Buget. Comisia Buget de la vis, favorabil, dar nicio problemă. Discuții pe marginea acestui proiect. Da, eu am problemă. Poftiți-vă. Domnul primar, în legătură cu taxele la camioanele de mare tonaj, aș propune ca cei care sunt din localitate și plătim, mă refer și la mine, că am și eu camion, plătim TMT-ul la mașină aici, plătim toate astea, să nu se mai percepă taxe de când trecem prin localitate. Da, vreau să vă dau următorul răspuns. Teoretic, așa se face, cum ziceți dumneavoastră, practic nu ne permite legea. Nu putem să facem diferență. Nu se poate. Adică noi plătim aici odată taxe, plătim camionul aici, da? Și noi a plătesc tot la stat. Și dacă deci nu permite, să plătesc, nu permite legea. Cum poți să dai o hotărâre a Consiliului Local ca să discriminezi pe cineva? Numai ăla care vine să plătească taxe. Păi bine, noi suntem de aici, de asta, la asta mă refer. Păi asta trebuie să plătești pe la ei. Păi ce trebuie să plătești? Bun, în momentul când mergi într-o altă localitate, plătiți? Da. I-ați întrebat pe aia, aia plătesc? De exemplu, la Dărmănești, cei care, de asta vă spun, Dărmăneștiu, și puteți să vă interesați și noi asta și vă spun, deci să îmi dați dreptate. Cei din Dărmănești, toți care au camioane, nu plătesc, că folosesc drumul de la bază care merge încolo spre. Da, e bine.
Deci toți sunt scutiți, iar restul toți plătim. Eu dacă nu plătesc, nu-și plătesc. Spuneți unii sunteți, rămânești, unii doctrină. Plătiți taxă. Cei din urmări sunt scutiți. Și am zis că poate s-ar putea și la noi face, să găsim o portiță în care să scutim taxa asta la cei blocați aici. Da, am înțeles. Deci eu pun spre analiză și aprobare în felul ăsta. Cum au fost ele trecute? Și răspunsul sunt de loc și ulterior, dacă doriți un scris. Discriminare nu pot ca să fac, dar am să vă spun. Eu vă pun spre analiză și aprobare. În localitatea noastră vă spun și câte autocamionari sunt și dacă plătesc sau nu plătesc sau cât plătesc. Dar legea este pentru toți. Vă spun un lucru. Am câteva zile, o zi, două, de când am venit de la niște cursuri care stau la baza administrației publice. Și spunem felul următor. Conducerea administrativă este primar, viceprimar și secretar. Aparatul de specialitate sunt șefii de birou și ceilalți funcționari publici. Primarul, împreună cu Consiliul Local, sunt executiv. Legislativul este Parlamentul României. Ei dă lege. Și doamna secretară scrie aici, în baza legii 215 pe anul, se formulează un proiect de hotărâre și se iau o hotărâre. Deci noi, în baza unei legi, dăm o hotărâre. Că ne-am contrazis atunci. Nu. Executivul sunteți și dumneavoastră, împreună cu mine, care am statut de funcționar public provizor, doamna secretară. Și noi trebuie să respectăm legea, așa cum spun. Deci, în baza unei legi, se formulează acest proiect de hotărâre. Deci nu putem altfel. Nu putem să facem discriminare altfel. Pentru faptul că avem probleme. Dar am să vă explic imediat. Deci, discutați și o să vă explic la terminare lucrul acesta. Alte discuții, vă rog. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru taxa de întreținere a drumurilor comunale pentru 2017 în forma în care a fost în 2016? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare pentru desfășurarea festivalului de date și obiceiuri de iarnă în valoare estimativă de 10.000 de lei pentru achiziționarea unui brad natural ornamental în valoare estimativă de 1.500 lei, precum și alocarea unei sume necesare pentru transportul în alte județe în sumă estimativă de 15.000 lei. Material bun. Deci, încă o dată vă rog să repetați. A spus un brad. Un brad natural ornamental în valoare estimativă de 1.500 lei. Deci bradul, am solicitat în baza achiziției publice o adresă o de consiliu care ne-a trimis 3 categorii de braz pentru sărbătorile de iarnă. Acesta pe care l-am luat noi între 9 și 10 metri sau 10 metri, da. Este, cât este valoarea domnului? 758 13 sau 15, da. Da. Așa, fără TVA. Fără TVA, da. S-a pus o valoare estimativă de 1.500 lei. Bradul l-am adus, este în curte, între voi știți că Guvernul României a dat ordonanță de guvern și nu se lucrează 4-5 zile până noi. Nu ne trebuie să le instalăm, să ne apucăm de. Dar factura va apărea după ce se va face achiziția publică. Noi am pus o valoare estimativă, dar el nu va ajunge nici 1.000 de lei. Nici 1.000. Da, e bine. Da. Deci aici o valoare estimativă. N-am putut să știm când o scovare bradul, la cât ajunge metri liniar. La temporarea directă, așa te obligă. Valoare estimativă. Nu-i bătut în cuie. S-au luat în calcul lucrul acesta, l-am adus cu surse proprii, avem aviz de însoțire a mărfii, a fost transportat cu mașina noastră, astăzi am adus o mancara și l-am montat pe poziție. Da. Asta este subiectul numărul 2, da? Da. Da. Din cealaltă. Se propune, da, domnul Bacanu? Da, festivalul e date și obiceiuri, 10.000 de lei. 10.000 de lei. Deci 10.000 de lei în bani vechi, 100 de milioane. Acești bani sunt impozate. La doamna, da. Cu 16%. Da. Cotă de conturi, dacă nu dai bani. Deci se mai crește și valoarea impozată. Avem cele 3 marcezi de murs. Mascați, curători, colindători și toți cei care ne vizitează.
se face stat de plată de fiecare dată, se semnează, se oprește impozitul, fiecare semnează și primește. Vă dau explicații pentru celălalt. Se propune alocarea sumei necesare transportului în alte județe, în sumă estimativă de 15.000 de lei, 150 de lei. Da. Să vă explic despre ce este vorba. Și sunt sigur că dumneavoastră aveți discuții cu privire la acest aspect. Deci avem ofertă de la Primăria Municipiului Botoșani, Primăria Vaslui, Primăria Bacău, Prefectură, Consiliul Județean, Primăria Moinești, Primăria Comănești. Am fost în fiecare an, peste tot. Cu două mijloace de transport, sau am fost numai cu unul, dar de fiecare dată mare majoritate cu două. S-a trecut o valoare estimativă aici, care valoarea ne permite legea să o luăm din, inclusiv din bursa de transport. Aceste autocare, microbuze, ce sunt, se ia de PSA, achiziția, conform valorii burse de transport. La ce ne-am gândit? De fiecare dată au fost discuții și am spus, domnule, dar trimiteți numai ceata de la Dofteana la Botoșani. Au format toți trei o ceată, dar nu pot să încăp într-un autocar 45 de persoane, să pot sunt, tot pentru dobe, pentru piei de urs, pentru echipament, s-au mai dus poate microbuz. Deci n-ai cum să te duci numai cu unul singur. Le-a asigurat masă, transport, nu, le-a asigurat masă și cazare acolo. Și le-a dat o sumă de bani, care le-a dat lor 15 milioane, din câte știu, bani vechi, 1500 de lei. Așa, care le-au împărțit la cei tineri, copii care s-au dus. Am fost la ei la repetiții la școala de urs, dar mai întâi unui capitan de ceată, domnul Mihai Bioner, și a spus, domnule, nu ne duce, uitați, ne spună toți. Deci copiii din localitate, nu numai a noastră, de peste totul, consideră faptul o ieșire de felul ăsta, poate altul nu a văzut Botoșani niciodată decât când s-a dus cu autocar. Promovează date și obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou, date și obiceiuri care noi, autoritatea locală, trebuie să facem ceva și noi pentru ei. Pentru ei, e o relaxare. Noi, autoritatea locală, la momentul respectiv, când am putut acele echipamente, mă refer la costumele populare românești, la număr 60 de bucăți, am luat și le-am împărțit la cele trei școli cu personalitate juridică, Cucuieț, Hăiac, Dofteana. O parte dintre ele le joacă acești copii pentru că merg și promovează aceste costume, în primul rând, aceste jocuri populare, aceste date și obiceiuri, iar noi, autoritatea locală, se ajutăm măcar cu transport. Cei de la Vaslui mi-au făcut o ofertă, am vorbit și cu dumneavoastră la telefon, spunând faptul că, domnule, vin în localitatea noastră, dacă vor să locuiască, să vină cu o zi înainte, pe data de 17, de 18, în aceeași zi, după șanii are acest eveniment, dacă vor să trece dimineața cu noapte în cap de acasă, noi le dăm 3.000 de lei, 30 de milioane. Ori pentru acești copii, le prinde bine să scoată cheltuiele, că și-au făcut o dobă, au luat o chelie de mulți, pentru că știu că să o închiriez, nu poți să o închiria fără 5, 6 sau 1.000 de euro. Ce credeți? Motivul acesta este pe care am venit și în alți ani în Consiliul Local, îl susțin și vă pun dumneavoastră în discuție. Vreau să le luați pe rând fiecare, sunt 1, 2, 3. Cum este aruget? Aviz favorabil din partea comisiei. Discuții pentru toate cele trei? Da. Da, un singur punct. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat un număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare pentru organizarea unui foc de artificii pe o durată de 15-18 minute cu materialele prestatorului în valoare de 17.000 lei fără TVA. Da. E vorba despre un foc sau joc de artificii, așa cum l-am numit din anul 2008. A fost aprobat de fiecare dată de Consiliul Local cu avizul inspectoratului pentru situații de urgență, la fel cum a fost și anul trecut. Știți ce situație era în țară, în urma tragediei de la Colectiv. Noi am reușit să obținem toate avizele necesare și am dat acel foc de artificii. Din experiența pe care vă mărturisesc și dumneavoastră o știți destul de bine, în noaptea pe 31 decembrie, la cumpărăm dintre ani, participat un număr mare de persoane aici, în curte, în afara curții
Și fiecare la cumpărarea din tren, ne-am făcut noi românii și doftenii, de obicei, ieșim în fața porții, ieșim în stradă, mulți iese cu cât un foc de apă, care l-am mic, iar am considerat faptul că localitatea dofteană merită acest lucru, ca să ne întâlnim la cumpărarea din tren. Mulți dintre ei vin cu șampanie de acasă, mare majoritate, mulți dintre ei vine și se împacă unul cu celălalt, bea o gură de șampanie, se iartă unul pe celălalt, spune la mulți ani lor și la întreaga familie și am considerat faptul că este necesar și merită localitatea noastră. Cetățenii noștri sunt o mare parte dintre ei care nu ies. O parte sunt bolnavi, o parte sunt vârstnici, dar în noapte respectivă ies, ori vin aici să ies în fața porții sau vin la biserică în care în ultimul 8 am întâlnit, începând cu ora 10:30, să zic 22:30, până la ora 11:30 la biserică și preotul i-a servit cu o cupă de șampanie. Cetățenii din localitatea noastră nu au beneficiat din anul 2009 până în anul 2015 de zilele localității. În care zilele localității, din motive financiare, am considerat faptul că chiar dacă am trecut printr-o criză economică, nu numai noi, toată țara asta, s-au dat focuri de artificii, s-au făcut zilele localității toți, s-au asumat și au asumat responsabilitatea consilierii de așa natură de a aproba în alte părți sume mari. Noi anul trecut la zilele localității am cheltuit 4.000 de euro fără TVA, doar atât. În situația în care vă rog să vă interesați la alte primării, cam cât a costat. S-au propusat inclusiv anul ăsta. Noi nu am făcut. Consider faptul că un joc sau un foc, mai bine zis, de artificii în de Revelion, este binevenit pentru cetățenii din localitatea noastră. Vă rog dacă aveți discuție. Comisia Buget. Comisia avizează favorabil cu 4 voturi pentru și 3 împotrivă. Discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Da, domnul primar, dar aici nu s-o negoțim, ați găsit că este o singură firmă de asta care... Nu, dar achiziția se face DPSA. Asta e cel mai mic preț? Da. Deci se face, domnul consilier, DPSA. Deci nu se cumpără niciun hibrid, nimic. Nu se cumpără decât numai de pe serviciu de achiziții publice. Am invitat-o pe doamna de la achiziții publice. Dumnezeu, ce face? Se numește cumpărare directă. Cumpărare directă cum? Se uită în județul Bacău, nu poate să vină noapte de Revelion unul din Giurgiu, vine din județul Bacău, e adevărat, doamna? Da. Se cumpără cei care scoate. Și vă rog să vă închipuiți și anul trecut, au fost probleme care au fost. Au fost câțiva care le-au scos, dintre care atâta erau un singur. Și depinde de serviciile care le oferă. Între 15 și 18 minute, din experiența pe care o am, s-au săturat oamenii să stea în curte și să urce în sus, să uite în sus. A fost un joc de artificii real, consistent și dacă nu le-ar fi plăcut, nu ar fi venit. Asta e un aspect. Aspectul numărul 2, am întâlnit în curtea primăriei la ora 12 noapte cu persoane care nu-i cunosc. Exemplu, am trecut de la Comănești, exemplu de la Dărmănești, exemplu de la Târgovna, au venit aici. Dacă noi promovăm localitatea noastră cu datini și obiceiuri, dacă noi promovăm localitatea noastră că în noaptea de Revelion are loc un frumos joc foc de artificii și ne vedem cu toții, cei care vin în localitatea noastră le aduce niște venituri consistente, zic eu așa, atât agenților economici din zonă, pentru care vin să ce cumpără o șampanie și vine pe ea mână aici și i-a dus comerciantului un bănuț acolo și are o altă putere economică, da, vine și altcineva cu prietenilor, veniți la noi în localitate să vedeți datin și obiceiuri, veniți la noi în localitate să vedeți cât este frumos. Am promovat localitatea dofteană și noi, nu numai eu, am dus-o făcând parte din Asociația celor mai frumoase sate din România, pe motivul, am vorbit inclusiv la Guvernul României, pe motivul datin și obiceiuri de anul. Vă rog să ne duceți la am făcut mai multe cărți, gândindu-mă la faptul că este un brand. Când vine cineva în localitatea noastră, cineva, persoane care sunt în afară localității, oameni de știință care fac diferite cercetări în localitatea noastră, le-am făcut cadou o amintire de la noi, ori un CD cu date și obiceiuri, sau o carte, un almanac, o sorte de dumneavoastră, care este destul de costisitor, în amintirea faptului că suntem o localitate și suntem și facem parte din cele mai frumoase sate din România, inclusiv cu brandul ăsta cu date și obiceiuri.
Deci aici nu s-a încheiat un contract, am spus doar valoarea. V-a spus, este cât o valoare mai mică, ca ceva din banii ăștia să adăugăm la obicei, la apășii care vin pe 31, și dăm ceva la copii ăștia, și dăm mai mult. Deci 80 milioane din 100, rămân 80, ce a spus dumneavoastră. Și vă să-ți puțin, plugușor, ce fie ăsta... I-am întins așa în plecarea. Am înțeles, dar zic, din suma vreau să... Dumnealor, este adevărat, dumnealor niciodată nu... Spus, domnule, este foarte puțin. A fost mulțumit cu mult și cu puțin, dar în situația în care noi nu promovăm datele și obiceiuri și să ne scena închisă sau într-un an, nu îi ducem la Comăneci sau în alte părți să se desfășoare, să-și consumi energie. Nu știi să joace, știi să danseze, știi să promovezi obiceiuri, că vedeți, sunt o parte care s-o făcut părinții lui și el nu vrea să mai facă din diferite motive. Așa. Și aș vrea să-l dau mai mult, dar ei sunt mulțumiți și cu ceea ce câștigă în partea aia altă, vă rog. Eu aș să spun. Dar sunt de acord cu ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, dar vă spun un lucru. Unii nu există, preț nu poate fi calitate. Doamna Camara e groasă așa. Știu, dar am adus să pese două. Este și așa, am zis, dacă puteam rupi ceva de aici, dăm dincolo, să dăm al copii de aici. Contractul nu este încheiat. Nu este încheiat. E bun, deci, nu e bun, nu poate rupi ceva și dăm dincolo. O să invităm să vedem cu ce servicii și cât perioadă, timp... Deci asta ar fi estimarea maximă. O nu estimare maximă. Maximă, da. Alte discuții. Fără TVA. Da. Deci, dacă nu mai sunt sume, fără TVA. 20. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, abțin. Suntem 3 cu care, nu? Cum? Nu, eu am votat pentru. 5 voturi pentru, 2 abțineri. Cine este 15 voturi? Domnul Merinte și? Nici eu sunt împotrivă. Da. Trecem la proiectul de hotărâre, proiectul de hotărâre numărul 8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei în valoare estimativă de 25.500 lei pentru pregătirea unui număr de 1.700 pachete pentru copiii din școlile și grădinițe Comunei Bofteană. Materialul. Da. Deci ați înțeles materialul, ați discutat și la ședința de comisie. 25.500 înseamnă 250.500.000. 15 lei de pachet. 15 lei de fiecare. Acum, mai multe. Tot de pe serviciul de achiziții, deci se ia acest pachet. Prima pungă aia pe peste, le pune două de preț, unul de suc, trei ciocolăți și știu eu ce mai dau. Plus de asta, avem preșcolari, avem școlari, avem elevi de la ciclul primar și gimnazial, care ei sunt în număr atât de mare. În afara faptului că și perioada de 23-24 vin de la punctul pentecostal Nicolina aici, tot copii, vin din alte părți diferite organizații nefolindă, la anul nou, la Crăciun, vă spun cu siguranță că n-ajungă. Asta e 1.700. Poftim? Asta e 1.700. Da, pachete. Trebuie să ne încadrăm. Deci astea cuprinde exact ceea ce se... Da, deci cuprinde ce? Copiii de la școli, copiii care ne vizitează și ne colindă, ne ură. Deci asta. Bine, și ca și pachet, bunurile din pachet, le achiziționați prin SEAP, da? Prin SEAP tot. Prin SEAP tot, da? Da? Da. Și hotărârea o luați cine o ia? Hotărârea de a pune anumite duci. Cumpărare directă. Păi, serviciu de adică noi o comisie, corect. Nu, noi propunem, da. Dorim achiziționarea ca un număr de 1.700 de pachete să conțină un ciocolată, un fruct, un suc, un valoare de. De valoare de. Da. Și vin ofertanți care ne pot oferi la prețul ăsta și ce poate să ne ofere ei. Deci, pachetul cu totul. Ei îl face să încadreze în valoarea asta și de ce îl fac? Nu... Ei îl fac. În noi momentul când am făcut o monstră... Ce dorim noi și vin ofertanți, dar eu vă pot de 15 lei oferi produsele astea. Și în momentul când o să aveți așa ceva, ne puteți comunica și nouă, da? Să vedem și nouă. Da? Da, dar să scoate de pe SEA produs ce conține pungă și cât ajunge valoarea. Chiar... Noi micuți față de cât ar fi trebuit să dăm. Da? E destul. Nu, da, da, adică, credeți că este buget de mare problemă? Nu, eu am zis așa, pentru că... Eu am să ajungă la toți. Absolut. Nu? Da, da. Nu, asta ajungă la toți. Dacă să punem pachete mai mici, cine mai puține și cu o valoare mai mare. Dar am zis să ajungă la
La tot copilul și la tot... Și o să fie și ceva de calitate. Care vin. Și încercăm să fie și ceva de calitate. De calitate și în termen de valabilitate, că nu poți să... Te joci. Bănuiesc, când o să facem în scurcii. Și dăm ok, nu? Trebuie să ne mișcăm în spatea repede cu el, copiii, el să vină pe scenă aici. Am înțeles. În momentul când vine, le aduci și faci o grămadă aici, în cald. Deci trebuie să aducem pe zi înainte și imediat să le distribuim. Da. Bine. Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării lucrărilor la Capela Mortoară, Parohia Sfântul Mihail și Gavril din satul Lacă. Da. Parohia Mihail și Gavril din satul Lacă a beneficiat de o capelă mortoară cu ani mai mulți în urmă. I-am sprijinit tot noi sau și noi, că mai sprijinit și altcineva. A fost ridicată, dar fără să fie decât în interior, în exterior, fără să aibă tavan de material plastic, așa cum l-am făcut acum, cu sursele noastre proprii. Deci vrem să-i punem tavanul din OSB, apoi rigips, apoi exteriorul termosistem din plastic, din polistiren și plasticul care vine la tavan. Apoi tencuială și ce mai e nevoie acolo. Mult proprietare nu sunt, dar... Estimativ ca preț, domn primar? Deci, estimativ ca preț, n-aș putea să vă spun, pentru că nu știu, dar... Nu știu. O să vă prezint devizul, situația care... Devizul de lucrări nu am cum, decât material. Bineînțeles, am înțeles. Decât material. Și asta cu cine o faceți? Cu un consultor sau... Am zis la început, în regii proprii, regii cu oameni, nu știu. Da. Deci au un om acolo cu probabil mai pregătește material de la îndemână, îi dă mâncare la trei oameni noștri care sunt acolo. Unii vin din bucătie, știu, 18 pod de OSB, apoi regipsul, tot atât de sunt. Am înțeles. Aproximativ aceleași dimensiuni. Cadre metalice. Da. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Preuniversitar. Școlile cu personalitate juridică din Comuna Dofteana. Bateria. Dar se propune desemnarea un reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Unităților de Învățământ preuniversitar școlar pentru personalitate juridică în Comuna Dofteana, după cum urmează. Școala Gimnazială Cucuieți propun pe domnul consilier Popotaru Ion, pe Școala Gimnazială Hăgheac domnul Bobo Gheorghiță și Școala Gimnazială Dofteana domnul consilier Covaci Florin. Comisia de învățământ. Comisia de învățământ a dat aviz favorabil nominalizării celor trei persoane. Cu o singură întrebare. De ce din comisiile astea nu poate să facă parte și din consilierii care fac parte din opoziție? Pentru că avem un consilier care chiar are copii, domnul Covaș nu are copii deocamdată la... Asta e singura mea întrebare. Deci singura dumneavoastră întrebare și ceilalți sunt consilieri la fel ca dumneavoastră. Da, am înțeles. Da. Dar, deci am considerat faptul că domnul Ioan Globotaru poate să ducă la Cucuieți ori de câte ori este nevoie, are pensii și are finanță să ducă acolo, împreună cu comisia care este la școală, să asiste la ceea ce înseamnă calitatea învățământului. Domnul Covaci, știu destul de bine și-l văd în fiecare dimineață la școală. Okay. Se duce cu copii care are trei copii în plasament. Da. Iar, slavă Domnului Ioniță Bobo, câți ai la școală? 6. Destul. Are și pentru neiort. Cine spunea zonează, domnul Deaconu, câți copii aveți la școală? Dar nu mă referi la Deaconu. Mă referi la, de exemplu, la acela, de și eu copii la școală. Da, mă, cel de șase. Domnule, eu am dumneavoastră de regală. Nu, am eu, Florin. Am eu. Că ai spus că e un om. Păi da, al meu.
Alte discuții, da. Vă rog. Asta a fost singura întrebare. Da, întrebarea. Alte discuții. Foarte bună întrebare. Comisia dată a vizit favorabil, dar domnul... Întrebare. Atât, mă, trebuie. Ce am spus de la început, am vizit favorabil, dar asta e singura întrebare. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea spațiilor în care se va desfășura manifestările culturale-artistice. Comisia material. Da, se propune aprobarea spațiilor în sala mare din interior centrul multifuncțional Dofteana și pe scenă din curtea interioară a primăriei Comunei Dofteana, unde se vor desfășura manifestările culturale-artistice, așa, de sărbători. Festivitățile cauzate de diferite ocazii, așa, festivalul anual de date și obiceiuri, de iarnă, concursuri, diverse spectacole. Deci, în baza referatului întâlnit de către doamna Camară, trebuie să stabilim prin aprobarea Consiliului Local locul unde își vor desfășura activitatea date și obiceiuri, inclusiv alte sărbări, inclusiv alte activități, atât școlare, cauzate de diferite ocazii artistice. Deci este vorba despre scenă, este vorba despre Casa de Cultură și dacă se tot blochează drumul aici, vă cer spre analiză și aprobare, că toate Pereștiul sunt între altele, cu mulți în ziua de 31 din cu foc, din pușpraier, incendiază ciocani și multe altele. Așa. Noi avem locul bine stabilit, iar cel care calcă legea va fi tras la răspundere. Nu mai nimic. Deci se epuiza, da? Mai avem un lucru. Dacă sunteți de acord cu locația așa cum am propus-o noi. Deci în fața scenii, în fața primăriei, în fața casei de cultură, unde îți vor desfășura. Comisia de învățământ a dat aviz favorabil pentru numele de două spații. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 12. Proiect de hotărâre privind deputernicirea primarului Comunei Dofteana pentru a aviza tabelele cu persoanele care se vor deplasa în țară cu prezentarea datelor și obiceiilor de iarnă. Da, se împuternicește primarul Comunei Dofteana pentru a aviza tabelele cu persoanele care se vor deplasa în țară cu prezentarea datelor și obiceiului de iarnă pe baza unui tabel cu persoanele participante care va conține obligator datele personale de identificare și numărul de telefon la care pot fi contactate. La ce mă refer? În afară cei care ați dat aprobarea înainte și se vor deplasa în alte localități, Spasul, Botoșani, Bacău și acolo unde se vor merge ieri, ce se va întâmpla? Vreau să am puterea Consiliului Local să avizez favorabil acele tabele care pleacă și alte CS de urs care pleacă pe data de 15, este destul de clar. Data de 15 nu-i nici Crăciun, nu-i nici anul nou, dar dumneavoastră merg în București, merg în Constanța, în alte localități, îi cheamă și pe ei niciun loc cu invitații, dar în schimb doresc să le solicit, le-am solicitat și în alt an, dar doresc să le solicit un tabel cu datele de identificare, avizate de către primar și apoi inclusiv de către postul de lucru. Dumnealor se deplaseze acolo și vor fi direct răspunzători pe acel care trece pe tabel, să răspundă de el de la plecare și până la întoarcerea lui înapoi acasă. Noi avem un model făcut de autorizație, le vom da o autorizație dintr-un carton cu semnătura primarului, cu ștampila unității administrative teritoriale, se vor deplasa acolo la orice verificare și control. Noi acolo vom specifica hotărârii Consiliului Local din data de anul de. Ei se prezintă acolo sau legitimează pe tren sau unde merg dumnealor, deci să vadă că vin din localitatea Dofteana și autorizația lor a fost eliberată de către conducerea administrativă a unității administrative. Marea majoritate fiind cei cu... Da. Care ești din noi, care pleacă. Da, domnule, mai să fie în ordine. Vă dați seama. În sensul ăsta, adică să nu plece... Nu mai avem și obligație să-i conducem la București. Mi se pare normal, dar oricum e momentul când a spus o ștampilă și suntem noi pe care am avizat, cum să vă spun, am pus obrazul cumva. Șef de ceapă acolo și după el ceilalți cu funcția pe care îi definește. Ursul, sar, doboșel, pilot sau ce este el acolo. Adică să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat anul trecut la Bacău, de exemplu.
Vă dați seama că se știe sau cu 2 ani să se facă de răs. Ai noștri? Da. Ce țin de unde ești? Nu, nu. Nu vă ați aminte? Calbaș ce a făcut? Noi n-am fost acolo. Exact așa. Noi avizăm și avizați și știți foarte bine oamenii din numele ăsta. Nu știu. Da, Merchez. Da, știți foarte bine. Că noi de la largă nu cunoaștem. Nu știu ce-o făcut, dar... Da. Aici e problema, pentru că trebuie să cunoască și persoanele care sunt și cunoaște până ea. Dar aș vrea să vă spun și partea la altă. Poftiți. Și sunteți consilieri aici. Da. Inclusiv cei din localitatea noastră care fac cest de mascați, aș vrea să vină cu minimul 24 de ore înainte, cu tabelul, cu cine îi însoțește. Datorită faptului, vă spun în premieră, ca să știți, domnul șef din post mare câteva zile și intră la pensie, pe data de 12 este ultima zi a lui. Așa. Rămânem aici cu cei care ne-am dorit după evenimentul mare din colectiv, tineret. O să vedem ce face tineret. Înțelegeți dumneavoastră? Trebuie să fac. Bun, aș vrea să-i văd și eu. Îmi vine ca să stăm, să numai să vorbesc, stăm pe margine. Dar cineva răspunde. Fiecare an sunt ocnit cu proces verbal între Poliția Onești și subsemnatul care am semnat. Voi răspunde. Colaborare. O venit o trupă de jandari, care dumnealor au un singur țel, stau acolo la scenă, pentru ordine, nu pentru altcineva. Nu cer pe din localitate, nu se fixează nici parcări, nici nimic absolut. Și aș vrea să văd anul ăsta cine conduce Poliția Onești, ce forțe privite, noi avem obligația să-l transmitem. Și o să transmit cel puțin cu 10 zile înainte către jandarmerie și către Poliția Municipiului Onești să ne sprijine în ceea ce privește ordinea în localitate. Dar aș vrea cei care conduc ceți de mascați să facă și dumneavoastră un tabel, să aibă o responsabilitate cu acei care vine și îi conduce. De fapt și de drept, în fiecare an eu am fost mulțumit. În ziua respectivă nu trebuie să existe niciun fel de supărare, nu trebuie să existe niciun fel de mânie, fiecare vine și spune ce dorește, au liber să vină pe scenă, între programul pe care o să fixăm noi, între 12, că așa s-a întâmplat, și până seara la ora 16 sau 17, dar niciodată n-am ajuns să depășim ora 16, îi vom primi cu mânești largi, îi vom servi cu bunătățile noastre din localitatea noastră, le vom da și un bănuț acolo, nu prea mult, ăsta este bugetul nostru. Dacă aveți zi. Comisia pentru învățământ. Comisia de învățământ pentru favorabil. Alte discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. S-a votat cu numărul 17 consilieri. Deci această parte este realizată la date și obiceiuri de anul nou. Mai am 3 pe care le-am aici și în restul cine ne-a venit în localitatea noastră pe alte persoane. O să vă dau să vă uitați. Toate datele noastre, costumele care sunt. Dacă o venit cineva... A, deci nu mai fotografii, nu? Da. Sau și, da. Nu, nu mai fotografii. Uitați și mulțime și totul. Dacă noi renunțăm la așa ceva și doriți ca să renunțați, n-am ei indiomitat. Dar aici, în Consiliul Local și la primărie, ne-a trimis niște cetățeni din localitate. Ne place sau nu ne place, nu neapărat să-i placă consilierului, neapărat să-i placă cetățenilor care vin aici. Asta de tot. Sunt destul de importante. Da. Acestea au fost făcute de persoana care ne-a făcut și filmarea la momentul respectiv, cred că așa se va întâmpla și anul acesta. Pe data două să vă comunic, probabil, luna viitoare, la ședința de luna viitoare, să vă comunic la ce oră vor începe cerțele de urs, la ce oră vor termina estimativ și, totodată, probabil, așa cum am obișnuit întreaga localitate, pe data din 1 la ora 17 se va difuza filmarea care a fost făcută pe data de 31, privire la date și obiceiuri. Pentru cei care nu au putut să ajungă, să vadă, poate să ne putem cer sau alte lucruri. Da. Alte discuții, dacă vreți. O întrebare, atât. Contează ce? Acelea mai. Da, când se ridică? Astăzi se distribuie 400 de contane până la ora 16 sau poate mai stăm un pic în satul Căidar. Ultimul sat. Am mai distribuit încă 116. Astăzi se încheie activitatea în satul Hăgheac. Cu Bebă, da? Da, Europa Bebă. Ar mai trebui
150 în zonele greu accesibile din satul Seaca, dar greu accesibile, ceea ce nu ne dă voie ei să dăm în zone greu accesibile, dar promit că acele 150, cu siguranță vor veni, dar nu pot să vă precizez ziua. Le aduci pe cele 150, cam 95-98% am dat Seaca, dar în zonele greu accesibile nu. Dar un container, dacă vă uitați, e un milion și ceva milioane vechi, s-a lucrat de un an de zi. Și gândindu-mă la faptul că fiecare cetățean care s-a lucrat, a venit ca să aibă și eu. Eu am lucrat. După ce le-am dat pe toate, cum ar fi acum, ce am încheiat, e posibil ca de săptămâna viitoare să începem retragerea tuturor containerilor normal și cetățenii să înțeleagă să le scoată în Eurocubet. Așa se e. Să discuții. Vrea să ne înscrie cineva la cuvânt? Dacă nu, el e puizându-se să cele 12 proiecte și celălalt de discuție, de fapt, se închis. Da, vă mulțumesc.